Lăudat și binecuvântat să fie Domnul, cum este scris, în fiecare zi te voi lăuda și voi binecuvânta numele Tău, să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Să fiți binecuvântați și dumneavoastră care în această seară ați avut bunăvoința și harul de la Domnul să stăm în rugăciune, să-L lăudăm și acum să ascultăm cuvântul într-o sfântă cercetare și credem și într-o călăuzire și har al Duhului Dumnezeu. Așadar, învață să te înfrânezi. Cum atât de frumos spune o cântare, învață să te înfrânezi cât încă poți fi cu răbdare. Și atunci când tu nu o să ai, n-ai să-ți dai cerul pe o mâncare. De fapt, ce înseamnă a ne înfrâna? Termenul în limba greacă în care a fost scris Noul Testament este krateia și are înțelesul de a avea control și autoritate asupra dorințelor și pasiunilor, asupra poftelor, asupra plăcerilor. Și trag nădejde din această seară să nu mi se întâmple cum mi s-a întâmplat Apostolului Pavel când a vorbit unuia despre înfrânare, a zis că l-ascultă altă dată. Sper să mă ascultați până la sfârșit. În primul rând, pentru a nu vă speria, vreau să spun că înfrânarea poate să fie totală și uneori chiar să cere o înfrânare absolută, dar de regulă înfrânarea este una parțială, în a ne limita. Și aici cred că și cuvântul cel mai potrivit este cumpătare. Apostolul Pavel scria lui Tit în capitolul 2 al epistolei adresate acelui slujitor diferitelor categorii de vârstă, bătrânilor, și le spune în versetul 2 să fie cumpătați. Spunea femeilor în vârstă, în versetul 5, să fie cumpătate. Apoi spunea tinerilor în versetul 6 să fie cumpătați. Și așa cum se cuvine, mai întâi spunea slujitorilor în 1 cu 8, că un slujitor trebuie să fie cumpătat și așa accentuat și înfrânat. Cred că aici e potrivit să amintesc și principiul paulin pe care îl întâlnim în 1 Corinteni 6 cu 12. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și dacă e vorba de ceva ce am voie, numai înfrânarea mă poate ajuta să înțeleg până unde este voie sau cât este voie. Puțin diferit apare principiul și în 10 cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Deci aici avem de a face cu o înfrânare parțială. Dar în Efeseni 5 scrie despre unii lucruri care sunt păcătoase în sine, sunt lucrările întunericului, că trebuie să ne înfrânăm total de la ele. Și scrie în Efeseni 5 cu 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Deci cu această idee să vedem unde este interzisă și oprirea și unde e interzisă numai staționarea. Da, se poate sta 5 minute ca să avem o comparație cu indicatoarele rutiere. Încă o precizare de ordin general. Înfrânarea este mai întâi un exercițiu al minții și apoi al trupului. Dacă mintea dă o comandă bună, trupul este destul de ușor să execute. Dacă mintea spune nu mănânci, nu o să aibă zis așa îndrăzneală mâna să ia din farfurie și gura să se deschidă.
Dar dacă omul în minte nu este hotărât, atunci se joacă cu lingura. Și nu știe ce va face. Mănâncă sau nu mănâncă? Înțeleptul scria în Proverbe, capitolul 17, vers 27, cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Și cine are duhul potolit, este un om priceput, pentru că înfrânarea este, accentuez mai întâi, o chestiune de duh, de minte. De la capitală se dă controlul și comanda. La nivel de gând, dacă avem biruință, apoi este doar o chestiune de procedură. Este ușor. De aceea apostolul scria în privința aceasta, citim din 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3, măcar că trăim în firea pământească și după fire, vorba aceea. Ne place tot ce e imoral, ilegal și ce îngrașă. Dar nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternici întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne, dă-ne așa harul să ne fie mintea fortificată, să avem un control, o autoritate de la nivel de minte, și ne va fi ușor în rest. E drept că trebuie și trupul să suporte această înfrânare și resimte întreg trupul, de exemplu, dacă n-am mâncat. De aceea spune Apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 25, dând de exemplu pe sportivi, că ei, în exercițiile, în antrenamentul lor, se supun la tot felul de înfrânări și nu mănâncă pentru a-și păstra categoria, dacă e vorba de diferite sporturi, sau pentru a nu fi supraponderal, pentru a fi într-o formă bună. Și spune în versetul 27, eu mă port aspru cu trupul meu. Înseamnă că și apostolul era vulnerabil. Oricare om are nevoie de înfrânare. Ca nu cumva, după ce am provăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. El a pus-o asta sub o incidență gravă, chiar a pierderii mântuirii. Haideți să devenim mai practici, așadar, după ce am văzut că înfrânarea trebuie să fie totală sau parțială și că este mai întâi la nivel de duh, de minte și apoi la nivel fizic, material, de trup. Vreau să luăm câteva domenii în care să ne cercetăm și să învățăm să fim înfrânați. Un prim domeniu, privirea. Asta pentru că trăim în postmodernism, care se spune că a început odată cu imaginea televizată. Și niciodată ca acum privirea n-a fost mai ispitită. Pentru că nu au fost atâtea imagini. Și dacă ne gândim la ceea ce este planul internetului, ca unii care știm ce se întâmplă în ființa noastră, omul devine mult mai slab în a se înfrâna. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În primul rând, privirea poate să ducă la imoralitate. Aici suntem noi oamenii mai slabi. Dar e destul de grav și dacă duce la lăcomie. Sau la alte stări păcătoase. Dar, privind la primul aspect, scria Iov în cartea sa, capitolul 31, versetul 1, făcusem un legământ cu ochii mei. Legământ înseamnă ceva ce nu se mai poate anula. Și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar în vremea aceea se permitea poligamia. Vă rog, rețineți. Putea să-și ia încă o nevastă.
N-a spus de a privi după nevasta altuia, după încă o fecioară să o ia lângă nevasta lui. Cum atâți au făcut în Vechiul Testament. Dar, spune el în același capitol, citesc de la versetul 7, nu mi-a urmat inima ochii și inima-i minte. S-a controlat la nivel de minte. Spune versetul 11, aceasta ar fi fost o nelejuire, deci e vorba deja de nevasta altuia. O fără de lege vrednică să fie pedepsit de judecător, un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția, că acolo duce imoralitatea. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos care a punctat aspectul privirii, când a vorbit despre porunca a șaptea să nu prea curvești, citesc din Matei 5, de la versetul 28, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Eu înțeleg acest verset, că s-a produs păcatul la nivel de minte și el deja este murdar, Dumnezeu judecă și gândurile, dar înțeleg încă ceva. Că cine nu s-a putut înfrâna să nu privească într-un mod pătimaș, îi va fi foarte greu să se controleze după aceea. A te înfrâna să nu te uiți e un efort. Dar dacă nu te-ai frâna la privire, apoi îți scapă mâna și îți alunecă piciorul. Cum descrie treptele căderii înțeleptul în cartea Proverbele. Și cum spuneam, nu-i vorba numai de imoralitate, să fim vegheatori în toate. Pentru că scrie în Ioan capitolul 2, referitor la privire, că și tot ce este în lume și între altele, pofta ochilor. Și roada Duhului Sfânt este și înfrânarea poftelor. Îți trimite cineva un videoclip să ai puterea să te înfrânezi, să nu deschizi. Cineva te face curios să întorci privirea. Îți vor trece prin față imagini murdare. Scene de groază, câte nu pot să apară? Să poți să-ți controlezi ochii, cum spune profetul, cine este orb ca robul Domnului. Să ne dea Domnul harul acesta. Un alt domeniu care aproape că egalează în intensitate și în extindere ochiul, este capitolul vorbire. Spune Iacov în epistola sa, evreilor, da, valabil este și pentru noi neamurile. Capitolul 1, versetul 19. Orice om să fie încet la vorbire, și 26 scrie că cine crede că este religios și nu își înfrânează limba, e zadarnică religia lui. Deci ne putem cerceta starea spirituală după înfrânarea limbii. Apostolul revine asupra domeniului și scrie în capitolul 3, de la versetul 2, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Cum spunea un frate că Dumnezeu a pus la limbă două rânduri de pasni sau două porți. Și dinții, și buzele, și tot scapă. Și uneori când scapă, e și greu de adus înapoi. Stă pe prag. De exemplu, cu caii, cu corăbile, cu un foc. Și scrie la un moment dat, în versetul 8, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. E mai greu de educat decât o fiară sălbatică.
versetul 6, este un foc, o lume de nelejuiri și duce iară la ghenă. Ochiul neînfrânat duce la moarte, limba neînfrânată duce tot acolo. Așadar, haideți să facem exerciții unior de tăcere, înfrânare totală. Psalmul 39, cât a stat ce rău înaintea mea, muții n-au dușmani, nu se ceartă, nu pot. Alte ori, doar să vorbim cu un pătat, că nici muțenia nu e indicat în toate cazurile. Cu măsură. Ce trebuie? Scrie în proverbe uneori să răspunzi nebunului, alteori să nu-i răspunzi. Să vorbim ceea ce trebuie, să salutăm, să vorbim puțin, ce în proverbe cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Scrie tot aici în Iacov că cei ce predică așa ca mine vor avea o judecată mai aspră, pentru că dacă dăm o învățătură greșită, răspundem de toți cei care ne urmează. Să ascultăm și pe Petru, care a pățit atunci când și-a dat drumul la vorbă, la ispitirea acelor slufnice. Scrie 1 Petru 3 cu 10, este de fapt o reluare din psalm. Cine își iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzi la cuvinte înșelătoare. Și hai să fim sinceri, așa e că uneori e așa de ușor de vorbit. Pe care vă doare limba de vorbit și urechile de auzit? Pot să umble așa ca limba în clopot, numai că umblă pe banii noștri. Și dacă ne dăm cu părerea așa ca prietenul lui Iov, s-ar putea să fim și amendați. Și spunea Domnul Matei 12 că în ziua judecății din cuvintele noastre vom fi trecuți bine sau rău. Spunea un frate slujitor că a avut un vis în care soția lui plecată la Domnul îi spunea, așa s-a arătat în vis, fii atent că omul țese cununa cu limba. Să fii atent tot ce vorbești. Îmi amintesc că eram tânăr și Domnul mi-a dat har să cresc o familie credincioși. M-am temut toată viața să înjur. Nu mi-a plăcut, evident, dar mă aveam anumite jargoane, așa, adolescent, ca tânăr. Și te vorbe așa ușoratici. Și o jumătate de an m-am silit să-mi iasă din uz. Număram vorbele. N-am fost eu prea vorbăresc de altfel, dar a trebuit să depun efort. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Mai departe. Un alt domeniu la care să învățăm să ne înfrânăm. În îmbrăcăminte. Aici citesc 1 Timotei, capitolul 2. Se referă în primul rând la femei, pentru că dumnealor sau dumneavoastră, ca să mă adresez direct, stimate surori, sunteți mai ispitite în privința aceasta. Sunt și bărbați, ca bogatul, din perioada când fiecare zi se îmbrăca în porfiră și în subțire. Da? Scrie Apostolul 1 Timotei 2 cu 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Înfrânare să nu fie prea multe haine, să nu se iasă în evidență, să nu fie ispititoare. Și înțelegeți, fără să insist eu. Să știți unde e limita, unde este de ajuns. Pentru că noi trebuie să ne facem și calendarul și toate limitele ne le putem stabili. Amintiți-vă ce scrie în Isaia 3 despre niște femei care nu se puteau controla și cereau bărbaților să le aducă de la piață lucruri care atunci erau scumpe. Și bărbații în slăbiciunea lor vindeau pe săraci, cum scrie în Amos,
pe o pereche de încălțăminte, că doamna dorea. Și soldații au plătit cu viața, ele au rămas văduve. Și scrie în Isaia 4:1 că 7 femei ar fost mulțumite cu un singur bărbat, dar nu mai prea erau bărbați, că până au avut, i-au provocat și ei nu au avut mai multă autoritate spirituală pentru a se limita, a se înfrâna femeile lor la capitolul îmbrăcăminte. Trec mai departe. În plan marital, fie că e vorba de cei necăsătoriți, e de cei căsătoriți. Dar că e vorba de necăsătoriți și de văduve, aiștine sau văduve sau văduve, acestora li se cere înfrânare totală. Și ca unul care sunt în postura aceasta, recomand, reamintindu-vă că și controlul de la minte, să ne fie dezactivată această funcție și vom fi liniștiți. Altfel, dacă ne scăpăm să privim, după aceea pot să apară probleme. Apostolul scria în 1 Corinteni 7:9 și lor nesurași și vădilor le spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, sunt unii care au probleme. Cu asta nu vreau să spun că cineva chiar își poate justifica neînfrânarea. Cred că textul se înțelege în sensul că este destul de greu să se înfrâneze. Este un efort prea obositor. Să se căsătorească. Caz în care are o altă încadrare și fiecare, cum spun la începutul capitolului, din pricina curviei, bărbatul să aibă nevastă și nevasta bărbat. Dar apostolul vorbește foarte clar și celor căsătoriți să se înfrâneze. Scrie aici în 7:5, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă deliciți cu postul și cu rugăciune, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii sau, am putea spune, folosind sinonimul, a neînfrânării voastre. Ce înseamnă asta? Că în viața de familie, de bun acord, o să fie perioade în care există relații intime și alte perioade, zile, depinde de timpul stabilit, de caz, de vârstă, de situație, în care se practică abstinența, cum spune în Eclesiastul 3, că îmbrățișarea are vremea ei și depărtarea de îmbrățișare și aia vremea ei. Cu asta nu spun că trebuie să mă înfrâna și de la mă îmbrățișa. Dar unii care sunt neînfrânați, dacă se îmbrățișează, după aia spun că nu se pot înfrâna mai departe. Dar, de fapt, totul nu e la brațe, că e la minte. Problema este nu doar în a fi anumite zile pauză, că doar e sănătos să fie așa și normal să fie așa. Altfel, este, cred că mai degrabă, ori un duh, ori o patimă necontrolată. Și scrie în Evrei, la capitolul 13, versetul 4, patul să fie nespurcat și căsătoria să fie ținută cu toată cinstea. Și ca să fiu foarte concret, sunt bărbați care nu pot să se înfrâneze nici dacă e vorba de o zi de post. Sau unii care tare acuză de unde regula aceea să se postească înainte de cina Domnului. Dar acolo scria în 1 Corinteni 7:5 să se îndeletnicească cu postul și cu rugăciunea. Ce înseamnă a te îndeletnici? A practica frecvent o anumită activitate. Dacă niciodată pe lună nu ne putem înfrâna, când este vorba de unica sărbătoare oficială a bisericii, de amintirea morții Domnului, atunci eu chiar cred că există probleme, așa ca la Corinteni, nu se puteau înfrâna nici de la mâncare și nici de la
viața de familie. Dar, potrivit cu ceea ce am citit aici în Evrei 13, cred că mai există un fel de înfrânare, vorbeam de cumpătare, în a ne mulțumi sau în a vă mulțumi, că eu nu sunt familist, cu relații intime naturale. Există o pasiune tot mai mare și asta datorită vizualizărilor și pierderii, înfrânării la nivel de minte, a stărilor firești, o pasiune tot mai mare spre fantezii sexuale și perversiuni, ca sex oral și altele. În privința asta, vă îndemn să nu vă necinstiți singur trupurile. Cum spune la Romani, capitolul 1, un astfel de serviciu păcătos ți-l poate face și un partener de același sex. Este un pas spre o imoralitate agravată. Dar eu cred că dumneavoastră sunteți oameni pocăiți și nu insist. Oricum, așa cum aminteam la privire și la vorbire, scrie și aici în Proverbe 5:23 că se poate muri din lipsă de înfrânare și păcatul este pe aproape. Aș da în exemplu acestei, în finalul acestei idei, un exemplu pe Urie. Ce lecție i-a administrat regelui David. Acum gândiți-vă, sunteți familiști care sunteți, venit de pe front, a mâncat, a băut și nu s-a dus acasă la nevastă. Și David acasă, cu 10 de neveste, i-a luat ăstuia nevastă. Nu cred că nu l-a înțepat la inimă și în conștiință pe David lecția lui Urie. Cum a știut să se înfrâneze, nu că și-ar fi dorit-o, nu că nu și-ar fi dorit-o, că în pildă scrie că o prețuia pe acea mielușea, dar a avut principii. Așa că, stimați bărbați și în anumite cazuri, stimate surori, trebuie să avem stăpânire de sine. Asta nu înseamnă că nu este dragoste. Cum uneori li se spune la cei tineri, dragostea adevărată așteaptă. Trec la un alt domeniu, cel al mâncării. Nu lipsi de importanță, pentru că ne bombardează reclamele. Aici intră în discuție postul. Dacă avem tăria să nu mâncăm. Eu întreb uneori, ce vă este mai ușor? Să nu băgați mâncare în gură sau să nu deschideți gura să vorbiți când nu trebuie? Cine se poate controla să nu mănânce? Eu cred că se poate controla nici să nu vorbească ușuratic. Spunea Domnul Iisus, Luca 21:34, să nu ne prindă ziua aceea cu un buibare de mâncare și băutură. Să ne înfrânăm, cum zice în Proverbe, puneți un cuțit în gât, nu în sensul de a-ți face vă un rău, ci exprimare figurativă, de a te opri, de a te ia din bucată, să spui până aici. Atât mănânc. Dar unii oameni, e drept rar se întâmplă asta, nu pot să-și pună limită să taie ei din bucățică numai cât trebuie până ajung să le taie doctorul din stomac. Ca să aibă senzație de sătul și să se poate potoli să mănânce mai puțin. Să ne amintim de nazirei din Vechiul Testament care se înfrânau. Să ne amintim de Daniel care scrie în cartea sa la 10:3 că 3 săptămâni a mâncat numai așa sau numai așa sau cum este în Biserica Ortodoxă postul. O anumită înfrânare. Este indicat, este sănătos să postim, este necesar să postim. Și să ne mulțumim cu ceea ce avem. Vă spuneam de la început, înfrânare înseamnă uneori doar cumpătare. Să mănânci cu măsură. Chiar este sănătos să nu mâncăm vorba aceea, cum se spunea în popor, până dai cu degetul.
A intrat mâncarea până în gât. Să mulțumim Domnului că avem ce să mâncăm, dar să putem spune ca apostolul că știu să trăiesc și în belșug și în lipsă și mulțumitor în orice situație, că oarecum înfrânarea este într-o relație bună cu mulțumirea. Să recapitulăm puțin. Deci, înfrânarea uneori trebuie să fie totală, alteori parțială, cumpătare. Înfrânarea este mai întâi un efort al minții, al Duhului, de acolo se exercită controlul, și apoi al întregului trup. Și am amintit câteva domenii, cu siguranță pot să fie și altele, pot să fie extinse. Privirea, vorbirea, îmbrăcămintea, căsătoria, mâncare. Cred că trebuie să ne înfrânăm și aici mulți mi-a dat să mă adaug acest domeniu. Accesul pe internet și vorbitul la telefon. Și aici apare acea slăbiciune a minții mai cu seamă dacă e vorba de imagini. Să ne înfrânăm. Că nu e vorba numai de privire, e vorba și doar de a citi, de a vedea ce a mai spus unul, ce a mai spus altul. De la știri eu vă îndemn să vă înfrânați total. Numai dacă este ceva de maximă importanță, care ne privește în mod direct. Aici se intre cumpătarea, dar de la informații, de la vorbe care circulă într-o parte sau alta, înfrânare totală. Și închei. Spunând că sunt două ipostaze, una dorită, omul stăpân pe sine, și cealaltă, omul care nu este stăpân pe sine. Citesc pentru fiecare dintre aceste două stări câte un verset din cartea Proverbelor lui Solomon. Proverbe 25:28. Omul care nu este stăpân pe sine, sper să nu fie vorba de noi, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Vă rog să vă gândiți cum arată o astfel de cetate. Intră dușmanii, intră și ies și câinii și pisicile. Poate fi accesat de oricine, nu are limite, nu-i stăpân pe sine. Dar iată ce frumos prezintă Solomon în 16:32, omul stăpân pe sine. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Că degeaba ai cucerit cetatea dacă nu ești stăpân pe tine, că îi se dărâmă zidurile, faci porți peste tot. Omul stăpân pe sine, prețuiește mult. Să-ți poți controla întreaga ființă. Să fii un om de încredere, un om ales, un om care știe să faci selecții, un om controlat de Duhul lui Dumnezeu, căci roada Duhului se încheie atât de frumos în frânarea poftelor. În felul acesta biruim păcatul, nu ne poate înșela diavolul, pentru că suntem o cetate întărită, sigură, în care se poate locui în pace. Bunul Dumnezeu să ne dea har să învățăm și să ne putem înfrâna în vremea de aici, lumea aceasta unde sunt atâtea ispitiri. În vremea viitoare nu va mai fi cazul să ne reținem. Vom putea trăi în libertate absolută. Să ne ajute Bunul Dumnezeu așa-i să trăim frumos, ca acolo să ajungem cu bine în Sfânta Cetate. Dumnezeu să vă binecuvinteze!